Orion FM, vocea de Ornei. Doamnelor și domnilor, am plăcerea să-l avem din nou la telefonul zilei pe colegul nostru de la Monitorul de Suceava, Sandrinio Neagu. Nu pot decât să-ți mulțumesc pentru amabilitatea ta de a intra telefonic cu noi cei de la Orion Media Vatra Dornei. Sper că sunteți bine, toți colegii de la Monitorul de Suceava, și am o singură întrebare. Cum comentezi apelul primarului Ion Lungu astăzi dimineață, o intervenție la televiziunile naționale, cerând pur și simplu ridicarea restricțiilor pentru municipiul Suceava, spunând că Suceava moare economic? Bună ziua, Mihai, în primul rând, ție și ascultătorilor tăi. Și dacă e să le luăm pe rând, da, colegii mei sunt toți bine. Sperăm că vom trece cu toții peste această perioadă grea. Iar în ceea ce privește singura întrebare pe care mi-ai adresat-o, da, într-adevăr, primarul Ion Lungu a făcut un apel către autoritățile centrale pentru a nu lăsa Suceava să moară din punct de vedere economic. E o cerere firească, normală, pentru că sunt deja aproape două luni de când Suceava este un oraș, nu neapărat un oraș, o zonă, pentru că trebuie să luăm în considerare și cele 8 comune învecinate care au fost plasate în carantină. Este o zonă unde activitățile economice sunt la un nivel minim și mă refer aici, funcționează în momentul de față doar fabricile care produc alimente și cele care distribuie produse de strictă necesitate. Iar intrarea și ieșirea în această zonă de carantină se face în condiții speciale, cu derogări, iar fiecare zi care trece își pune amprenta nu numai asupra mediului de afaceri și a mediului economic, ci și asupra psihicului oamenilor. Da, într-adevăr, trebuie ținut cont de faptul că e un focar, dar din datele pe care le-am citit și eu, pe care le-am aflat de la Direcția de Sănătate Publică, sunt șanse mari ca acest focar să se stingă în scurt timp. Și spun asta pentru că în momentul maxim al pandemiei de la Suceava, rata îmbolnăvirilor cu noul coronavirus era de aproape 10%, iar zilele acestea a ajuns la 3,14%, ceea ce înseamnă că mai e un mic pas până la a trece sub pragul de 3%, ceea ce ar permite autorităților medicale să declare stins acest focar de COVID-19. Da, o veste tare, tare bună. Totodată, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, cere ca Suceava să fie inclusă în categoria zonelor defavorizate. Ar fi niște avantaje, presupun, nu? Cu siguranță ar presupune niște avantaje pentru firme, în special. Ar însemna anumite reduceri de la plata unor taxe către bugetul local sau bugetul de stat, ceea ce nu ar putea decât să ajute economia acestei zone, o economie greu încercată, ce-i drept. Și celelalte zone ale României sunt afectate, fără îndoială, de această criză sanitară, numai că Suceava a fost epicentrul acestui focar de pandemie și ar fi normal ca să primească și un ajutor pentru a putea renaște. Oricum va fi o perioadă foarte dificilă în lunile următoare și orice ajutor, cât de mic, va conta enorm. Grijă de voi și încă o dată mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc! La revedere!